Devenit cetățean de onoare al orașului Bușteni încă din anul 2012, marele violonist spune că este o onoare, dar și o datorie și promite că va reveni pe scena centrului cultural din localitate. Este vorba despre o tradiție deja care, iată, prezintă publicului din Bușteni tineri valoroși, atât din România cât și din străinătate, pregătiți an de an cu asiduitate de mine și soția mea, Ioana. Suntem deosebit de mândri că, iată, și în Bușteni se întâmplă aceste manifestări culturale. Programul foarte divers interpretat de tinerii violoniști a smuls ropote de aplauze publicului aflat în sală. Școala de vară de maestrie a soților Ioana și Gabriel Cureitoru a descoperit de-a lungul timpului zeci de talente în arta interpretării, iar acum a devenit deja tradiție la Bușteni, manifestarea aflându-se la cea de-a 11-a ediție.